Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O nouă anchetă spectaculoasă în poliția rutieră, de data asta la Botoșani. Descinderi, percheziții în zeci de locații, interceptări, numeroși agenți luați în vizor. Suspiciunile sunt, deocamdată, până la pronunțarea instanței, presupus nevinovați, da? Da, da. Deci, suspiciunile sunt că agenții luau mită între 100 și 400 de lei. Ca să închidă ochii la contravențiile șoferilor. Depinde de ce făceau. Botoșaniu e și un județ mai sărac, așa, adică 100-400 de lei. Dacă faci comparație cu alte județe, 100-400 de lei e puțin. Deci le dădeau, îi iertau, domne, pentru depășirea ale vitezei, alcool la volan, chestii de-astea mărunte care omoară oameni pe șosele. Lasă-mă, ce faci? Era să omori un om? Lasă-mă, dă aici 100 de lei și mergi mai departe, mai încearc o dată. Vezi că asta e o afirmație periculoasă. Care, mă? Că dacă bei la volan sau mergi cu viteză excesivă... Probabil i-au iertat pentru dalea mărunte, gen... Nu, astea sunt. Au tăiat linia continuă coroată. Da, sigur. N-au acordat prioritate la uitat trecerea de pieton pentru unul care era la 200 de metri. Exact. Sau chiar mai departe. Eu zic că nu. Nu eu putem ști. Nu prea. Justiția va spune. Asta-i, vezi cum încurajezi tu infracțiunile și de alea de mită și de șpagă în țara asta. Deci... Lasă-mă, ce făceau? Dădeau și ei pentru o chestie măruntă. Păi făguță. Până vezi? Acum ești, da, mare, ești mare poluator, da, și da, încurajezi, da, și ei. Da, și o rablă, un noroc. Și vreau și taxe mai mari. Și asta e graf. Aici ai greșit. Ne-ai zis că vrei taxe mai mari și s-a terminat. Asta-i de moment. Mașini atât. Văd că ai pus tableta deoparte, ai închis-o. Te-au nenorocit ascultătorii cu mesaje. Bun, deci asta s-a întâmplat la Botoșani, iar îi desfințează și pe ăștia. Nu de mult au fost descinderi și anchete similare care au decimat și direcțiile de poliție rutieră din Sibiu sau Suceava, mai țineți de la Sibiu, îi puneau să sponsorizeze echipa de fotbal a IPJ Sibiu. Când făceau de-astea, au documentat procurorii peste 100 de infracțiuni în acest sens. La asta pentru echipă, mă. Da. Asta. Iarăși. La Suceava, dosar amplu, sume foarte, foarte mari. Acolo era implicat și șeful serviciului secret din Ministerul de Interne în Suceava. Da, mă, păi au structuri. Înțelegi? Noi avem mai 7 servicii secrete. Ce să facă oamenii dacă se plictise să ia salarii mari și se pensionează la 40 de ani? Trebuie să un pic de adrenalină în viața lor. Da, practic ăsta, da, da, lua informații și el avea grijă să afle și să transmită informațiile despre anchetele interne celor vizați, astfel încât ăștia să se ferească sau să-și construiască alibiuri. Era dublu agent? Așa cred. El văzuse pe Netflix niște filme, tot spiritul seriale, de echipă, nu de fotbal, de colegi, da. Și să un pic de adrenalină în viața noastră. Era un 007 de Suceava. Un pic de adrenalină în otrăvi. Eu dacă aflu o informație secretă că tu ești în primejdie, Vlad, să-ți iei o amendă sau să fii încătușat, crezi că nu ți-aș spune? Colegial vorbim. Dar uite, mă tem că tu nu mi-ai spune mie după ce atitudine ai, da, cu mi-ai cere, astea. Mi-ai cere bani pentru asta? Nu. Vezi, aici deci e greșeala. Deci ceru bani? Păi cum să nu? Colegilor? Da? Avea... Ce nenorocit. Ăsta era plin de bani. Procurorii au găsit 1 milion de euro în diverse conturi. Țineau mita la Suceava în găleți și lighiane. Asta înseamnă că nu cerea ca aia din Botoșani 100 de lei, asta 400 zic, de lei. Dacă au găsit, adică câte infracțiuni să fie acoperit să ajungă la milionul ăla de euro? Alt nivel, tată. Altceva. Acum în Botoșani, știi, botoșanenii sunt, bă, dar noi suntem mai proști, dar deși luăm numai 100 de lei. Da, deci una e să fii milițian la Botoșani și alta la Suceava. Da. Zice milițian pentru că ăștia care iau șpagă sunt milițieni, nu sunt polițiști. Au mai fost incidente de acest fel, în urmă cu câțiva ani, practic, și am tot vorbit despre asta. Practic toți agenții de la rutieră de la Brăila au fost prinși luând mită și au fost săltați, arestați, trimiși în judecată. Instanța a condamnat 19 din cei 22 în cele din urmă când s-a terminat procesul. Pe 3 i-au lăsat aia, cred că doar atiseseră puțin mita, doar se uitaseră și priviseră după aceea în altă parte. În urmă, tot așa, tot cu câțiva ani, procurorii au trimis în judecată 15 polițiști de la secțiile 1 și 3 din București într-un dosar de luare de mită de la contravenieni și infractori. În Reghin, 7 polițiști au fost arestați la oaltă, tot așa. Dosar, luare de mită, contraveniențe, etc., etc. Asta este, cum să spun, numai prima pagină din Google. Dacă dai căutare, astea sunt numai primele rezultate. Și asta se face curățenie, Vlad. Da. Eu am senzația că procurorii se duc la arestări la poliția rutieră cu năvodul. Adică ei, practic, când se plictisesc, procurorii se plictisesc în unele zile. Se duc la birou, știi cum suntem noi,
în vacanță, când eram copii în vacanță, stăteam pe gardă așa, și ce facem azi? Nu știu, adu tu mingea, nu, adu tu mingea, nu, că dacă eu mă duc în casă, nu mă mai las afară. Bravo! Știi? Așa sunt și procurorii, ce facem? Ce facem noi azi? Bă, mă plictisesc, hai să bem o cafea, nu că melene, ai un pic de adrenalină. Hai mă să mergem la o direcție de poliție rutieră, iar stăm pe toți aia că... și cred că trag la sorți, unde mergem azi? Păi hai la Brăila, că e sezon de scrumbie. Hai acolo, fac. Și se duc procurorii, saltă pe aia, că băi, este incredibil. Deci, pe bune, în poliția rutieră, în direcție, a mai fost, deci, cazul faimos, țineți minte, a început acum câțiva ani, mă rog, cred că sunt vreo 10, cu cazul de la Pitești, în Argeș. Pe aia care dădeau permise pe Daibuș, pe Frumos și Nentu Piedone, care e mare primar acum, primar. Băi, ce țară, că dăm dintr-una într-alta. Deci avem primar care e condamnat în prima instanță la 8 ani de închisoare și lumea l-a votat, el e primar și a luat permisul pe Ochi Frumos. Cum e posibil să voteze așa ceva? Bun, închidem paranteza. Deci asta e cu poliția rutieră. Unde te întorci dacă se duce DNA-ul sau, mă rog, procurorii sau DICOT-ul se duc și fac o interceptare, îi urmăresc pe ăștia un pic, îi saltă cu zecile odată. Deci de la 10 în sus, nu există mai jos. Curând nu o să mai aibă cine să ne oprească în trafic. Bine, eu asta mă întreb, dar de ce nu... Uite-mă, pe bune, că uite, am jucat cu Georgia, nu? Ieri. Ne-au bătut, ne-au nu știu ce. În urmă cu 10 ani, președintele georgian Saakashvili a declanșat o reformă masivă în Georgia, a desființat poliția rutieră cu totul. I-au desființat, i-au dat pe toți afară, au desființat instituția. De ce? Pentru că și ei erau toți păgari, erau reprezentanții mediului interlop. Poftim? Și la noi s-a desființat poliția rutieră? Nu că s-a desființat, dar tu n-ai văzut pe stradă că acum sunt numai de ăștia tineri, drăguței, fete, băieți, cupluri, bă, bă. Adică foarte ăștia bine. Cred că sper că sunt curați. Nu, eu aș... Au întotdeauna un bătrân lângă ei să-i învețe. Academia de poliție, deci Academia de poliție după ani și ani de scandaluri, de-abia acum s-a luat o decizie de desființare a școlii doctorale de la Academia de Poliție, unde toți furau teze de doctorat. Șefii din poliție își copiau tezele de doctorat unii de la ceilalți. Păi stai mă puțin. Și stai, când Emilia Șercan i-a documentat, rectorul de poliție de acolo, rectorul Academiei, șefii Academiei de Poliție au organizat urmăriri și au amenințat-o cu moartea, că sunt în dosare penale. Este incredibil, de șefii poliției erau infractori. Acolo era și păcat, a făcut o teză bună. Era păcat să nu... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.